Impunemela. Propun să ascultăm minu, nu? Da. Bună ziua! Începem ședința extraordinară publică a Consiliului Județean din data de 22 iulie 2016. Propun să ascultăm imnul, după care să parcurgem ordinea de zi. Dintr-un număr de 31 de consilieri sunt prezenți 30, deci ședința îndeplinește condițiile necesare pentru a fi declarată statutară. Toată lumea are ordinea de zi. Propun să trecem la vot, să votăm ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Vreau să solicit suplimentarea ordinei de zi cu 5 noi proiecte. Și am să vi le prezint. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2016. Al doilea proiect este proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a aparaturii și echipamentelor medicale achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu pe perioada funcționării acestora. Al treilea punct este proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii unor contracte de lucrări cu finanțare nerambursabilă pentru DG603, DG504 și DG411, precum și aprobarea achiziției de servicii de expertiză tehnică și încercări de laborator pentru verificarea calității execuției lucrărilor. Punctul 4 este proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 21 aliniatul 1 și 2 din anexa 3 la hotărârea numărul 127 din 14.09.2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean Teohari Antonescu Giurgiu. Și ultimul punct este proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrare al Muzeului Județean Teohari Antonescu Giurgiu. Vă supun la vot această suplimentare a ordinei de zi. Cine este pentru? Domnul președinte, avem și noi. Da, vă rog. Adică domnul Micu Sprima. N-am văzut. Vă rog, doamnă. Domnul președinte, prima propunere pe care doresc să vă facem este ca această suplimentare să fie pe proiecte de hotărâre, deoarece ne apreciem că unele dintre ele nu sunt de ședință extraordinară și este posibil ca, mă rog, cu anumite proiecte de hotărâre să fim de acord pentru suplimentare, cu altele nu sunt de ședință ordinară. Deci va aluga suplimentarea pe fiecare proiect de hotărâre. La ordine de zi, dacă se poate. Deci nu în joc cele 5 proiecte. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru suplimentar. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Pe proiect. Pe proiecte? Pe proiecte? Pe proiecte? A, nu. Nu.
Așa cum e. Deci noi, cum am prezentat-o eu? Cine este pentru? De voturi pentru. Cine este împotrivă? Împotrivă. 8 împotrivă. Se abține cineva? O abținere. Vă rog. Prima dată am aprobat ordinea sesiunii, pe care dumneavoastră ați solicitat suplimentarea. În mod normal era să solicitați suplimentarea și cu suplimentare să aprobăm ordinea de zi. Vă rog, domnule. Ăsta este motivul pentru care m-am abținut. Doamne președinte, ordinea exact invers. În primul rând să supunem la vot ordinea de zi care a fost transmisă consilierilor și în afara ordinei de zi care a fost transmisă se solicită suplimentarea față de ordinea de zi principal. Deci partea a doua să supunem la vot suplimentarea ordinei de zi. Da, domnul Mustăți. Am înțeles punctul de vedere. V-a răspuns, domnul Dinu. Ca să fie foarte clar ce am vrut să spun. Am aprobat ordinea de zi. După ce am aprobat, modificăm ordinea aprobată. Am cerut suplimentarea. Nu să modific ordinea. Nu, am cerut suplimentarea ordinei de zi. Deci nu e modificat. Suplimentăm ordinea de zi și pe urmă să aprobăm. Nu pot să suplimentez cât timp ne-a aprobat ordinea de zi inițială. Ce suplimentez dacă ne-a aprobat? Da. Începem cu... Dacă mai vrea cineva să suplimenteze ordinea de zi. Domnul președinte, eu ridic asemenea și mai devreme. Am două chestiuni. În primul rând, procedural. Cred că ar fi trebuit să supuneți la vot după ce s-au încheiat dezbaterile. Domnul, tocmai v-a răspuns, domnul. Nu. A răspuns pe alte chestiuni ridicate de domnul Mustățiu. Vorbesc de altceva. Ridicase mâna înainte de supunerea la vot, aveam ceva de spus. Poate spune. Și alți colegi. În fine, numai din moment ce deja suplimentați. Și a doua chestiune. Eu cred că nu este normal ca să propuneți și să suplimentăm în bloc. Nu este normal, pentru că, după cum a spus doamna Micuț, la unele lucruri poate chiar am fi fost de acord care necesita un regim de urgență deosebit, dar la alte lucruri, ca să acceptăm supunerea lor pe ordinea de zi, ar fi trebuit măcar să avem un material pe masă să știm despre ce vorbim, ca principiu, că avem 4 ani de pornit. Fiecare de suplimentare în parte are notă de fundamentare, așa cum a cerut domnul Mustățean în ședința trecută. Da, dar nota fundamentală de fundamentare noi nu avem. Și se justifică, se justifică. Va fi prezentată, va fi. Deci, încă o dată, noi suntem cei care contăm și ar trebui să avem și noi măcar câteva minute la dispoziție să ne uităm pe materialul respectiv, chiar dacă el a fost terminat de la dimineață, ca să știm despre ce vorbim. O să vă prezinte fiecare director materialul și atunci... Da, dar încă o dată, dezbaterea nu se face în 2-3 minute. Am putea să propunem suspendarea ședinței 50 minute la fiecare punct să analizăm și materialul. Haideți să revenim la... Pentru celeritate. Și a treia chestiune... Ca principiu, ar trebui suplimentate pe ordinea de zi, așa, în viteză dimineață, numai lucruri care, într-adevăr, sunt de urgență extremă. Noi le considerăm de urgență. Creăm o cutumă. Deci eu sunt președintele Consiliului și eu hotărăsc care este urgență și o să vedeți că sunt de urgență maximă. Vom vorbi pe fiecare punct este... pe parte, poate, ca președinte nu hotărăști cei de urgență extremă. Noi hotărăm cei care votăm. Bine. Mai aveți alte propuneri pentru ordinea de zi? Vă mulțumesc. Trecem la primul punct de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Giurgiu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Management Eficient pentru un Județ Curat. Serviciul de specialitate, rog să prezinte... Reprezentantul județului în această asociație a fost domnul Ovidiu Andrei. Având în vedere că dânsul nu mai deține calitatea de consilier județean, trebuie înlocuit. Propune? Vă rog, domnul Marciu. Propun ca acest reprezentant al Consiliului Județean să fie domnul consilier Cuc Răzvan.
Alte propuneri? Mulțumesc. Haideți să vă propun ceva. Să le discutăm toate aceste proiecte de pe ordinea de zi pe rând și să votăm o singură dată, ca să economisim timp și să fim mai eficienți, dacă îmi dați voie. Vă rog, domnul. Stimați consilier, deci, după cum ați văzut în ordinea de zi principală, sunt anumite înlocuiri, anumite numiri de reprezentanții în Consiliul Județean, ai Consiliul Județean Giurgiu, în diferite organe de conducere, Consiliul de Administrație, la diferite instituții din subordine. După cum bine știți, votul cu la persoană este întotdeauna secret. Și pentru rațiuni de operativitate, eu v-am propune ca cele 11 proiecte de hotărâre să faceți nominalizări, propuneri, să votăm o singură dată pe un buletin de vot privind numirea reprezentanților Consiliului de San Giurgiu în fiecare Consiliu de Administrație. Ca să câștigăm timp, să nu votăm de 11 ori, pentru că legea ne obligă să votăm secret. Să votăm o singură dată, să facem toate nominalizările, propunerile, să ne înscriem cu un singur buletin de vot pentru toate Consiliile de Administrație, să votăm o dată, dacă sunteți de acord. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Al doilea proiect de hotărâre. Păi am întrebat dacă sunt propuneri. Da, vă rog, domnul. Propun din partea Partidului Național Liberal pe domnul Iepure Enrico. Vă rog să notați, domnul. Mai sunt alte propuneri? Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentantului județului Giurgiu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Iluminat Public Eficient. Propuneri, vă rog, domnul Marciu. Domnul Cucrețu. Mai sunt alte propuneri? Vă rog, domnul Velicu. Mulțumesc, domnul președinte. Îl propun pe colegul Radu Marius Ionuț. Alte propuneri? Mai departe, punctul 3, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Giurgiu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sănătate Asigurată prin Apă Curată. Vă rog, propunerile. Același domnul Cucrețu. Domnul Iepure. Domnul președinte, îl propun pe domnul consilier Mina Poirescu. Mai sunt alte propuneri? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în adunarea generală a Asociației Giurgiu Tradiția Pescuitului Dunărean. Vă rog să-mi faceți propunerile. Domnul Moțean Gog. Alte propuneri, vă rog, doamna Neagu. Din partea Partidului Național Liberal, propun de colega mea și a noastră, Gena. Alte propuneri mai sunt? Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Județean Giurgiu ca membrii în autorității teritoriale de ordine publică a județului Giurgiu. Vă rog să faceți propunerile, domnul Marciu. Propun pe următorii 6 consilieri județe. Vardan Daniela, Ștenghel Cristian, Moțan Bobu. Mai încet să poată. Vardan Daniela, Ștenghel Cristian, Moțan Bobu, Dobrea Aurelia, Basangea Constantin și Geantă Ionel. Alte propuneri, vă rog. Doamna Micuț. Doamne președinte, din partea grupului de consilieri de țări PNR, noi propunem pe domnul Dumitru Capilă, având în vedere experiența acestuia și faptul că este unul dintre inițiatorii acestui organ. Mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Administrativ al Teatrului Tudor Vianu. Domnul Marciu, propuneri? Doamna Stoianovici-Crina. Alte propuneri, vă rog? Din partea grupului PNL, doamna Neacu Daniela. Alte propuneri? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Comisia Paritară de Atribuire a Traseelor cuprinse în programele de transport județean. Propuneri? Domnul
Domnul Geantă Ionel. Vă rog. Din partea grupului PNL, propun pe domnul Vericu Florian. Alte propuneri? Vă mulțumesc. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene I.A. Basarabescu. Propuneri? Doamna consilier Vardan Daniel. Alte propuneri? Nu mai sunt alte propuneri. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Măgoșești. Vă rog propunerile. Doamna Corbea Marian. Alte propuneri? Vă rog. Din partea grupului PNL, domnul Ionel Iulian. Mai sunt alte propuneri? Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale numărul 1 Giurgiu. Vă rog propunerile. Doamna consilier Dobrea Urechi. Alte propuneri? Alte propuneri nu mai sunt. Mulțumesc și la suplimentare punctul 5, care exact cum v-a explicat domnul secretar Dinu. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Teohari Antonescu Giurgiu. Propuneri? Propunere, doamna consilier Delea Mirel. Alte propuneri? Alte propuneri nu mai sunt. Vă propun să luăm o pauză pentru a fi redactate buletinele de vot. Urmând să ne reîntoarcem în sală pentru a vota. Și de numărare să își intre în drepturi și să trecem la vot. Domnul secretar, și v-aș ruga să explicați dumneavoastră modalitatea de vot. Estimați consilier, aveți un buletin de vot cu toate nominalizările pentru fiecare organ colectiv de conducere la instituțiile sau organizații când din suportul în Consiliul Județean. Aveți punctul 1, spre exemplu, privind desemnarea reprezentantului județul Giurgiu în adunarea generală Asociației Dezvoltare Intercomunitară Management Eficient pentru județ curat. Aveți numele prin numele propunerii care le-ați formulat în astfel în plen. Aveți în dreapta opțiunea pentru și împotrivă. Xați în căsuța privind care reprezintă opțiunea dumneavoastră, fie pentru, fie împotrivă. Vreau să fac precizarea că aveți și o notă la subsol, la sfârșit, unde și ștampila de control a Consiliului, se bifează cu X numai una dintre căsuțe. Deci bifarea la amândouă sau nebifarea niciunea duce la anularea votului. Da? Și aveți cele 11 puncte care reprezintă 11 proiecte pe întreagă zi. Deci X-ați la fiecare. Punctul 1 pentru management eficient. Punctul 2. Aveți propunere și X-ați în dreptul persoanei pentru care dumneavoastră optați. Pro sau contra. Da? Ați înțeles? Dacă nu aveți la subsol, explicațiile din anul trecut. Și acum o să vedeți în ordinea care sunteți. Propun să trecem la vot. Domnul Andrei Mircea.
Domnul Andronache. Doamna Bardan Daniela. Care ajunge primul acasă, îl așteptă pe loc. Da? Domnul Boirescu. Câte unul tasul era vaporean și aducea bic între da. Mamă, ce cât de mare se dădea la cuminte, un pic, un pic. Domnul Grato? Sau mai era, nu? De mama a pic una pe vapor. Și Alexandra, când era mică, numise naștere noastră, era la bancă și de la controlat aron, din punct de vedere economic. Și avea o jucărie care, de la New York, așa, cu Statuia Libertății, cu agitai, de parcă erau furți. 22 de voturi. 22. Nu mi-avea loc să scriu numele întreg, dar eu o să spun Moțan cu 21. Aici, ăștia. Așa. Deci atopul sunt în ordine asta, că domnul Gabriel a luat puțin, deci până 12 sau nu știu câte ani. Aici e și Stoianovici cu 22, că aici iar n-am mai avut loc. De aia am zis, pus decât număr. Geantă 21, Bardan 30, aici Corbea 21,
30 și păi a fost dură. 60-30. Și exact cum bănuiam eu, că nu știu. Dar sunt foarte mult bine. Păi imediat se semnează și o să-i dea cu tine și eu știu cum. Nu ne știu. Că nu mai știam. Deci acum îi dați citire. Da, nu știu, da? Da. Mai sunt unii. Haideți în sală! Îi dau cuvântul domnului Ștenghel, președintele Comisiei, să ne comunice rezultatul votului. Stimați colegi, domnule președinte, dau citire procesului verbal, chiar dat 22 iulie 2016, Comisia de validare în arare alături de Păstorului de San Giurgiu a prezentat la numărarea votului exprimate în vederea desemnării reprezentanților, după cum urmează. Reprezentantul județului Giurgiu în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, managementul eficient pentru județul Giurgiu. În urma numărării votului au rezultat următoare. Cuc Răzvan Alexandru, 22 de voturi pentru, 2 împotrivă, 5 anulate, din total 30 exprimate. Ecure Emil, PNL, voturi pentru 6, voturi împotrivă 8, voturi anulate 16, total voturi exprimate 30. Reprezentantul județului Giurgiu în anunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eliminat Public Eficient. În urma numărării voturilor au rezultat următoare. Cuc Răzvan Alexandru, 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 6 voturi anulate, din total 30 exprimate. Radu Marius Ionuț, PNL, voturi pentru 8, voturi împotrivă 8, voturi anulate 14, total voturi estimate 30. Reprezentantul județului Giurgiu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sănătate Asigurată prin Apă Curată. În urma numărului voturilor, rezultatul următoare. Cuc Răzvan Alexandru, 22 de voturi pentru, 2 împotrivă, 6 anulate, total voturi estimate 30. Ecure Emil, PNL, voturi pentru 7, voturi împotrivă 7, voturi anulate 16, total voturi estimate 30. Reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu în adunarea generală a Asociației Giurgiu, Tradiția Pescuitului Dunărea. În urma numărării voturilor au rezultat următoare. Muțan Gogu, PSD, voturi pentru 21, voturi împotrivă 2, voturi anulate 7, total voturi estimate 30. Mihuț Georgeta, PNL, voturi pentru 9, voturi împotrivă 8, voturi anulate 13, total voturi estimate 30. Desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Județean Giurgiu ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Giurgiu. În urma numărării voturilor au rezultat următoare. Bardan Daniela, PSD, voturi pentru 28, voturi împotrivă 0, voturi anulate 2, total voturi estimate 30. Ștenghel Cristian, PSD, voturi pentru 27, voturi împotrivă 2, voturi anulate 1, total voturi estimate 30. Moțan Gogu, PSD, voturi pentru 25, voturi împotrivă 0, voturi anulate 5, total voturi estimate 30. Dobrea Aurelia, PSD, voturi pentru 28, voturi împotrivă 0, voturi anulate 2, total voturi estimate 30. Basanjac Constantin, ALDE, voturi pentru 25, voturi împotrivă 2, voturi anulate 3, total voturi estimate 30. Geantă Ionel, PSD, voturi pentru 27, voturi împotrivă 1, voturi anulate 2, total voturi estimate 30. Gavrilă Dumitru, PNL, voturi pentru 12, voturi împotrivă 10, voturi anulate 8, total voturi estimate 30. Reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Administrativ al Teatrului Tudorgheanu Giurgiu. În urma numărării voturilor au rezultat următoare. Stoianoviș Crina, voturi pentru 22, voturi împotrivă 2, voturi anulate 6, total voturi estimate 30. Neagu Daniela, PNL, voturi pentru 8, voturi împotrivă 9, voturi anulate 13, total voturi estimate 30. Reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu în Comisia Paritară de Atribuire a Traseelor cuprinse în programele de transport județean. În urma numărării voturilor au rezultat următoare. Geantă Ionel, PSD, 21 de voturi pentru, voturi împotrivă 2, voturi anulate 7, total voturi estimate 30. Velicu Florian, PNL, voturi pentru 9, voturi împotrivă 9, voturi anulate 12, total voturi estimate 30. Reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Ion Alexandru Barsalătescu Giurgiu. În urma numărării voturilor au rezultat următoare. Batan Daniela, PSD, 30 de voturi pentru, din total 30 de voturi exprimate. Reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești. În urma numărătorii voturilor rezultate au rezultat următoare. Corbea Mariana, PSD, 21 de voturi pentru, voturi împotrivă 2,
2, voturi anulate 7, total voturi exprimate 30. Ionel Iulian, PNL. Voturi pentru 9, voturi împotrivă 9, voturi anulate 12. Din total voturi exprimate 30. Reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale numărul 1 Giurgiu. Nu numai numărul voturilor, rezultate următoarele. Dobre Aurelia, voturi pentru 30, din total voturi exprimate 30. Reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Teofari Antonescu Giurgiu. În urma numărării voturilor au rezultat următoarele. Delea Mirea la PSD, 30 de voturi pentru, din total voturi exprimate 30. Drept care am încheiat prezentul ce se bat. Ordinea de zi a fost parcursă și votată. Vă propun să trecem la suplimentarea ordinei de zi cu primul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate, integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2016. Și am să rog pe doamna director Florentina Stănculescu să ne prezinte referatul. Vă propunem rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu cu suma de 300.000 lei la capitolul 8402 transportului, sumă care este necesară efectuării unei expertize pentru stabilirea stadiului lucrărilor pentru obiectivele de investiții cu finanțare nerambursabilă, respectiv DG603, DG411, DG504. În același timp, propunem și majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean Giurgiu cu suma de 350.000 lei pentru plata unor datorii restante la furnizorii de utilități. Dezbateri? Vă rog, doamna. Domnule președinte, am avea o propunere. Sunt două revizuiri bugetare, unul pentru expertiză, după ce am înțeles, este foarte dificil să ne pronunțăm fără materiale și fără să fi avut anterior posibilitatea mea de consultare, și această sumă de 350.000, dacă am înțeles bine, pentru spital. Sunt două puncte distincte. Propunerea mea, în continuare, și cred că și a colegilor mei în PNL, este să votăm distinct această rectificare. Sunt două sume distincte pe două capitole distincte. Domnul președinte, dacă îmi permite să intervin. Nu sunt două modificări distincte. Ele fac parte din bugetul consolidat al județului. Nu tratează bugete diferite. Este adevărat, dar este posibil ca, mă rog, o parte să fim de acord tot la fel și o parte să nu fim de acord. Deci nu este normal să mi se impună. Sunt două articole la un singur proiect. Sunt două chestiuni distincte. Ce scuze? Nu sunt două articole, dacă nu vă supărați. Păi nu sunt două articole, pentru că așa nu, se vorbește în referate spre două spețe diferite. Hotărârea este tratată în mod unitar. Există un singur articol care propune rectificarea bugetelor. Da, și putea aceste articole, dați-mă, domnul președinte, și promis să mă limitez în termen de 5 minute, această rectificare a bugetului, articol pe capitolul sănătate, pe capitolul drumul. Chiar dacă este vorba de un singur proiect. Este propunerea mea, numărul de acest. Sunt două anexe, dar anexa numărul 01 înseamnă bugetul propriu al județului din care pleacă transferul către spital. Nu sunt bugete diferite. Deci nu le tratăm diferit. Doamna Mihuț, mai vreți să completați ceva? Eu cred că am fost destul de clară. Chiar dacă este vorba de bugetul Consiliului Județean, sunt două anexe distincte. Sunt două categorii diferite de sume de bani, chiar dacă pleacă din același buget, se pleacă distinct, unul la transport, unul la sănătate. Eu zic că se poate face această. Da. Dumneavoastră vreți să supunem la vot? Separat. Separat. Unde pleacă cele două sume de bani. Da. Haideți să propun să supunem la vot propunerea doamnei Mihuț. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?
pare rău, doamnă, dar nu s-a adoptat. Domnul președinte, ați observat, eu ridicase mâna înainte, deși teoretic înainte de vot aș fi vrut să am intervenția aceasta, ca să ne dăm seama dacă punctul de vedere al doamnei Micuț este pertinent, duc raționamentul absurd. Și dacă aveam 10 rectificări de făcut sau 20 de rectificări de făcut, chiar le votam pe toate în bloc, că poate la marea majoritate... Dacă făceau parte din același buget, da. Păi, totdeauna o rectificare o să facă parte din buget. Le votam un bloc pe tot. În care facem noi parte aici. Ce vreau să spun este că nu e normal să fie votate în bloc. Pentru că sunt chestiuni distincte, sunt bani care se alocă în mod distinct, sunt puncte de vedere diferite. Deci tocmai v-a explicat, doamna director, vă mai explică încă o dată. Deci punctul de vedere al doamnei director, ce vreau să spun este că, ducând raționamentul la absurd, deci mărim numărul de rectificări, mergem la 30 de rectificări, da? Nu e normal ca toate să fie votate în loc, ci punctul de vedere al doamnei Micuț ar fi de buit. Aici nu vorbim de 30 de rectificări, vorbim doar de două. Știu, vreau doar să... Două puncte, o singură rectificare. Da, și pot să și spun mai departe că acum vorbim pe rectificări, pe fiecare în parte. Vreau să spun în felul următor. Am înțeles că se alocă 300.000 de roni pentru expertiză. Asta mai pe românește înseamnă vreo 70.000 de euro. Părerea mea că 70.000 de euro este o sumă mult prea mare să expertizezi stadiul unor lucrări. Și ăsta este motivul pentru care bănuiesc că și doamna Micuț a propus ca ele să fie votate în mod separat. Evident că și consilierii PNL susțin rectificarea privind spitalul, dar cuantumul la rectificare privind expertiza ni se pare puțin prea mare. Am înțeles. O să vreau pe domnul Dinu să vă răspundă. Dacă îmi permiteți câteva precizări. Deci e vorba de o singură rectificare bugetară. Dacă ne aducem aminte când votăm bugetul anual conține extrem de multe capitole. S-a propus, într-adevăr, nu e greșit să propui să votezi pe capitole. Se poate, dacă se dorește. N-a trecut la vot. E legal proiectul de hotărâre în forma inițială. Se putea și pe capitole. Consiliul n-a dorit, e ok. Despre faptul că suma aceea de 70.000 de euro sau cât ați calculat dumneavoastră, nu știu exact, eu știu un lei, atât cât e proiect, n-am calculat în euro, reprezintă expertizarea tehnică și determinările pe 94 de kilometri de drum, unde investițiile trec cu mult peste 1000 de miliarde. Deci o sumă mult prea mică față de obiectul expertizei. Iar sumele respective sunt acoperitoare pentru tot. Nu toată suma va fi destinată. Adică nu toată suma se va cheltui. E o sumă acoperitoare. În funcție de informațiile care au fost date. Deci în măsură să vedea. Adică e posibil să coste mai puțin. Deci și pe lângă expertiză, vor fi luate și analize de laborator. Carot. Intră în această sumă. Dacă mai sunt alte discuții, propun să supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Hotărârea a fost adoptată. Punctul 2 pe această listă suplimentară. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, aparaturii și echipamentelor medicale achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu pe perioada funcționării acestor. Domnul Paraschivescu, vă rog să ne prezentați referatul. În cadrul programului de investiții publice de anul 2015 a fost achiziționată aparatură medicală. Finanțarea a fost asigurată de Ministerul Sănătății în baza contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrative publice locale, a sumelor destinate cheltuielor de natură investițiilor pentru spitalele de subordine acestora. În urma aplicării procedurii de achiziție au fost încheiate contracte de furnizare, având ca obiect achiziționat de aparatură și echipamente medicale pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, astfel. Banc de lucru cu cotă, o bucată, masă necropsie, o bucată, ecograft cord portabil, o bucată, artroscop 1, aparat anestezie, 2 bucăți. Bunurile de mai sus, instalate la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, conform proceselor verbale de recepție,
și până în funcțiunea mijloacelor fixe se află în gestiunea Consiliului Județean Giurgiu. Din acest motiv, propunem darea în folosință gratuită a aparaturii medicale menționate mai sus pe perioada de funcționare a acesteia Spitalului Județean Urgență Giurgiu. Dacă cineva dorește dezbatere pe acest proiect, dacă nu, propun să îl supunem la vot. Cine este pentru? E unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii unor contracte de lucrări cu finanțare nerambursabilă pentru DG603, DG504, DG411, precum și aprobarea achiziției de servicii de expertiză tehnică și încercări de laborator pentru verificarea calității execuției lucrărilor. Și aici, în afară de referatul de specialitate, avem o casă de avocatură care este angajată a Consiliului Județean Giurgiu să vă prezinte situația și este și din partea firmei Romstrade, o doamnă avocat, are învuternicire și cei de la casa de avocatură și doamna au dreptul la câte 5 minute pentru fiecare intervenție în parte. Vă rog să prezentați, doamna Cotru, referatul. Am să punctez puțin pe scurt pentru DG603. Reabilitare și modernizare. Este vorba de o lungime de 36,122 de kilometri. Consiliul Județean a încheiat contractul de lucrări 117 din 31 iulie 2014. La acest moment lucrările nu sunt finalizate. Pentru DG411 este vorba de 46,26 de kilometri, contractul de lucrări 217 din 31 august 2011, aflat în aceea situație. Pentru DG504, 12,187 de kilometri, a fost încheiat contractul de lucrări 70 din 19 martie 2015. Cele trei contracte au întârzieri majore în finalizarea lucrărilor datorate mai multor factori. De exemplu, constructorii nu au alocat resursele materiale și umane suficiente pentru execuția lucrărilor, nu au fost respectate graficele de execuție, nu au fost protejate lucrările executate, au cesionat sub o formă sau alta fără a fi notificat beneficiarul respectiv Consiliul Județean sau fără a avea acceptul Consiliului Județean obligațiile contractuale, nu au fost respectate termenele intermediare, fapt care în mod logic au dus la nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor. În acest moment, toate cele trei contracte fiind pe proiecte europene, există riscul major de a nu finaliza lucrările, lucru care duce în consecință la returnarea întregii finanțări primite până la această dată. În ceea ce privește expertiza, pentru a putea fi terminate lucrările, este necesar să știm la acest moment în ce stadiu sunt. Prin urmare, expertiza tehnică și încercările de laborator pentru verificarea calității execuției lucrărilor vor avea în principal următoarele obiective. Stabilirea stadiului lucrărilor efectuate până la această dată, respectiv conformitatea părții carosabile, raportul din procentul de lucrări executate și cele bugetate, stadiul fizic al lucrărilor și calitatea acestora, identificarea lucrărilor neexecutate, existența legăturii de cauzalitate dintre nerespectarea obligațiilor contractuale de către executanți și nefinalizarea lucrărilor, execuția defectuoasă și degradările care se produc în prezent pe drumul în cauză. Am să o rog pe doamna avocat
de la firma Romstrade, dacă vrea să ne spună ceva. Domnule președinte, în primul rând am să vă rog, dacă se poate, Ioana Stanciu în numele meu, sunt director juridic și pe Construct Plus și pe Romstrade. În primul rând am să vă rog, dacă se poate, să-mi acordați susținere pentru a împărți niște materiale exact pentru fiecare dintre contracte, fiecărui consilier în parte și domnului președinte. Și pe scurt am să spun, îmi cer scuze, nu cred că stau foarte bine, statele și corect. Doamna avocat, mai am. Haideți să intre fiecare consilier în parte în posesia materialului. Exact. Să poată să se uite pe el, să o lăsăm pe doamna Soare să vorbească și pe urmă să vă dau cuvântul. N-am niciun fel de problemă. Mulțumesc. Bună ziua. Am încheiat contractul mai tare. Cu unitatea de stabil teritorial Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, pentru a verifica situația din punct de vedere juridic și implicațiile tehnice asupra derulării contractelor de achiziții lucrări încheiate cu 1. Asocierea Rosmarine Construct, 2. Osmarine în asociere cu Smart Building Project și Osmarine SIM. Romstrade. Bun. Pe parcursul asistenței juridice acordate am constatat în mod direct că la data respectivă erau lucrările foarte mult întârziate, deja operaseră prelungirea de durate de executare prin încheierea unor acte adiționale, că se depășise termen... frumos, luați fiecare drum în parte. Da. Când vorbiți de un ce s-a întâmplat acolo, spuneți-ne pe ce drum. Pe contractul încheiat între UAT Giurgiu și Asocierea Romstrade Construct Plus, durata de executare, de execuția lucrării, care drum? DG411, contractul de lucrări este numărul 217/2011, durata inițială, contractul a fost încheiat în 2011, durata inițială de execuția lucrărilor a fost de 24 de luni. În acest moment a expirat durata agreată de părți prin încheierea actului adițional numărul 17, la durata ultimă fiind stabilită la 24 iunie 2016. În urma ședințelor cu reprezentanții executantului s-au încheiat o minută prin care executantul și-a recunoscut și a asumat o serie de un număr semnificativ de lucrări rămase de executat. Și din respectiva minută rezultă că este vorba de sute de metri lineari de drum efectiv neatins. Conform de contărilor realizate în baza acestui contract, lucrările, dacă acestea ar reflecta identic proporții, ar fi proporționale cu întinderea lucrărilor, deci situația ideală, s-au efectuat 63% din lucrări. În contractul, vorbesc de contractul de DG411, mă scuzați, 90% din lucrări. 90% din lucrări. Tot pe contractul 411, vreau să subliniez că datorită perioadei foarte lungi timp de la data inițierii lucrărilor și până în prezent, lucrările prezintă, indică nevoia unor remedie, pentru că în urma neconservării acestea sunt serios deteriorate. În
sub situația care ne face să credem că, datorită culpei exclusive a constructorilor, a constructorului, ca urmare a neconservării acestuia, s-a ajuns în situația în care se vorbește nu numai de finalizarea lucrărilor, ci și de remedierea celor deja achitate. Așadar, am avut în discuție contractul încheiat... Doamna avocat, vreau să vă întreb ceva. Da. Când a expirat contractul, nu perioada de prelungire, contractul inițial când a expirat? Dacă este încheiat, dacă are durată inițială de execuție de 24 de luni și el a fost încheiat la 31.08.2011. Deci a expirat în decembrie 2015, nu? În 2013. În momentul acela... Din acel moment au fost succesive prelungiri ale duratei de execuție a lucrărilor. Și pe ce bază? Consiliul Județean Giurgiu a aprobat în urma cererilor constructorului pe înședințe și hotărârea adoptată în acest sens prelungirea duratei de execuție. Acea prelungire, din banii cui se execută? Din banii europeni sau din banii Consiliului? Până la data de 30.12.2015, fondurile au fost alocate în baza unui contract de finanțare pe fonduri nerambursabile cu... Este foarte important și ați vrea să precizați la fiecare contract în parte. La acest contract, Consiliul Județean Giurgiu a beneficiat de finanțare nerambursabile în baza contractului 1256-2011, ce a fost apoi adiționat prin 5 acte adiționale, dar cu toate că durata proiectului a fost finalmente acoperitoare și nu a expirat durata proiectului, subliniez, a expirat însă durata, a expirat termenul până la care le sunt alocate fondurile nerambursabile. Deci, din 30.12.2015, lucrările pe acest drum și pe toate celelalte de aceea situație se realizează cu fondurile UACET. În prezent, în urma încheierii actului adițional numărul 5 la contractul de finanțare 1856, perioada de implementare a proiectului s-a stabilit, s-a fixat pe perioada de 31.12.2007, prin urmare, urmează să analizați dacă pe urma experienței și a derulării acestui contract și a constatărilor din minută și a faptului că nu a fost un rit care să justifice menținerea unui contract cu un beneficiar de fonduri europene și riscul la care este supus Consiliul Județean Giurgiu, se poate menține acest contract sau, având în vedere termenul, se poate lua o decizie cu privire la sancționarea culpei executantului și, în felul acesta, eliminarea oricărei riscuri privitoare la constatarea unor nereguli de către autoritatea de management în sarcina beneficiarului UASE. În condițiile în care sunt prezenți la invitația domnului președinte, managerii de proiect și până înainte de atunci următorul contract, dacă considerați necesar, pe parcursul derulării lucrărilor au fost numeroase probleme pe care acestea le cunosc punctuale, tehnice, pe care acestea le cunosc în detaliu și care au venit să susțină aprobarea punctului scris pe ordine. Deci, oricare dintre consilieri, dacă dorește să-i pună întrebări doamnei avocat sau managerului de proiect, poate să o facă pentru 411. Dacă nu sunt adătări la următorul și poate în final să... Nu, parcă doamna. Doamna consilieră. Doamna președinte, cu scuzele de rigoare, vorbim de un contract cu sume foarte, foarte mari de bani. Tot respectul pentru doamna avocat, o cunosc foarte, foarte bine, dar cred că trebuia să avem și noi măcar în pauză aceste contracte, să putem clauzele de reziliere, să vedem efectiv dacă putem opta pentru despăgubiri. Nu cred că poate să ne rămânească doamna avocat, indiferent de cât de bine intenționat ar fi de un contract cu băbri, că nu știu câte faci. Da, vă pot vorbi, vă pot spune în ce condiții intervine rezilierea, ce sarcini incumbă
asocierii, ce demersuri a trebuit să întreprindă Consiliul Județean pentru a-și conserva drepturile. Dacă există clauze de daune interese? Există. Dacă s-a trecut la executare, deci la obligare de daune interese, dacă s-au făcut notificări, penalități și așa mai departe, sunt multe chestii. S-au reținut penalități de întârziere conform contractului pe facturile emise aferente lucrărilor realizate cu întârziere. În prezent, așa cum se sesizează, nu ne mai aflăm în s-a depășit perioada de execuție a lucrărilor. Însă, conform, suntem în contract, având în vedere că obligația predării lucrării se consideră îndeplinită la data semnării recepției finale. Așadar, subzistă obligația constructorului până la data lorii decizie de către dumneavoastră a finalizării acestei lucrări. Până la acea dată, nu putem să beneficiem de clauzele ce intervin urmare a rezilierii, respectiv a constatării culpei acestea, și care sunt se referă la lucrările rămase de executat și remedierea lucrărilor deja executate. Pentru ambele situații există clauze. Vă rog, doamna Mihaiță. Da. Din materialele prezentate de doamna avocat de la Romicade, văd aici că pentru toate cele trei contracte au existat discuții de prelungire a duratei contractuale, respectiv 1 noiembrie 2016, acte adiționale care s-au depărânt, nu au fost semnate, dar au existat discuții, așa ce puțin se vorbește în material, 15 ianuarie 2016 și mai vorbim pentru tot 15 anua, drumul contract finalizat cu un coeficient de 93%. A existat cumva în urma acestor negocieri prezentate de doamna avocat, cel puțin un proces verbal de consemnare a acestor negocieri, pentru că teoretic, din moment ce s-a acceptat deja, chiar dacă nu s-a semnat acceptarea prelungirea acestui contract, acum vorbim de reziliere, deci credeți-mă, o întreb pentru a vă rămuri. Răspundeți dumneavoastră sau răspund eu? Nu. Nu, imediat. Imediat. Mai puțin, să negociem prelungirea solicitată. Sunt materiale prezentate de doamna avocat, directorul compartimentului de la Romscade, în care precizează că au existat discuții pe toate cele trei contracte de prelungire, toate fiind acceptată această prelungire, se continuă aceste lucrări de ambele părți și se indică... Și se și indică efectiv... Nu, sunteți în șantier și n-ați lucrat, n-ați mișcat o roată de 3 săptămâni. Și atunci deja avem situații de plată de contract. Ceea ce v-ați, ce întrebați dumneavoastră, doamna Mihuț, da. Dacă s-a există un proces verbal... Există o minută încheiată, da. Cu chiar mai multe, are dreptate domnul secretar, iar în urma acelei minute, dânsii trebuiau să intre în șantier și să lucreze. Managerii de proiect sunt aici. Dumneavoastră puteți să-i întrebați dacă s-a mișcat ceva pe acolo. Iertați-mă, domnul președinte. Întrebarea era, atunci când s-a negociat această prelungire, s-a negociat cu virgulă, condiționat de a intra în șantier și numai atunci se întocmește acta adițională. Doamna, nu s-a negociat nimic. Așa spune, deci, eu vreau să știu... Ce spune doamna de la Romstrade, asta nu înseamnă că este adevărat. Nu s-a negociat nimic. Dânsii și-au asumat că fac. Nu s-a negociat. Ultima negociere a fost anterioară datei încheierii actului adițional numărul 17, la care, în vederea încheierii căreia, s-a negociat termenul de execuție a lucrărilor, care s-a stabilit în urma acelei ultime negocieri pentru data de 24 iunie 2016. Am înțeles. Eu am materiale prezentate de doamna avocat. Vreau să-i dau cuvântul doamnei de la Romstrade. Eu sunt puțin uimită pentru că la întâlnirea respectivă au participat și domnii avocați. Acest act adițional se negociază din noiembrie și se discută de el. Drept urmare, noi suntem încă în șantier. Nu știu ce vreți să se spună. Sunt situații ulterioare închiderii contractului, ca și termen, care au fost aprobate la plată. Deci asta înseamnă că s-a lucrat. Este foarte adevărat, recunoaștem.
nu ne-am încadrat în termen, însă acest lucru ni l-am asumat împreună, din momentul în care noi am anunțat Consiliul Județean că am intrat în insolvență și cel puțin la nivel declarativ, la acel moment și ulterior, totdeauna v-ați arătat deschiși. De ce? Pentru că n-am să mă abțin să vă reamintesc că Romstrad este partenerul Consiliului Județean de ani de zile. Și am lucrat multe proiecte înainte și am avut contribuții foarte mari la buget. Probabil că acesta a fost motivul pentru care, în momentul în care s-a intrat în insolvență, nu s-a considerat că acesta este un impediment și s-a continuat proiectul. Eu întreb dacă un contract pentru care negociem din noiembrie o prelungire de act adițional și se refuză constant, deși în față mi se spune da, la ultima întâlnire, cel puțin la casa de avocați, s-a spus foarte clar, îl continuăm până, îl prelungim până pe 24 iunie și cu siguranță îl recontinuăm, îl reprelungim după 24 iunie când ni se apropă prelungirea de linie. Deci, eu am fost acolo. Acum, noi nu suntem într-o instanță. Am auzit o opinie care era practic o pledoarie pentru rezilierea contractului din culpa executantului, fără însă a dat dovezi la acest moment. Eu am venit să vă spun altceva. Nu am să fac o pledoarie juridică. Am să fac o pledoarie din punctul de vedere al constructorului. Dorim să continuăm proiectul. Este moral, normal și legal să nu vă doriți o nouă licitație, ci să vă doriți să continuați proiectul și să-l încheiați. Dacă discutăm separat, DG411 este 90% finalizat. Noi avem experiența unor contracte cu 90% finalizate, reziliate pe fix același model pe care îl văd în față și care acum sunt subiecte de DNA, cu toți cei implicații reziliere arestați. Nu am să dau mai multe detalii pentru că nu este cazul, dar am să vă spun că vorbim de fonduri europene. Am să vă spun că la acest moment...